hotărârea de guvern pentru indicatori a plecat pe circuitul de avizare externe. Deci eu din Ministerul Transporturilor i-am dat drumul și nu i-am avizat de Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției. Asta înseamnă că dacă am făcut demersul ăsta, sunt gânduri serioase. Că nu e la vreo o hotărâre de guvern pentru indicatori, doar e dragul de a o prima interministerială. Totodată, v-am mai spus un lucru, că vom aloca la rectificarea bugetară o sumă de bani ca să lansăm proiectarea și execuția pentru acest drum național. Nu trebuie să existe nicio panică, deci nu se va face peste ani. Peste ani înseamnă că îl facem în 15 ani, dacă ar fi să mă aducă. A spune ironie, dar am luat ca o ironie și ca o glumă. Eu acum am venit să vorbesc serios, dacă vorbim în ironie, așa vă dați seama că și eu aș putea să spun multe lucruri. Dar, cert este faptul că vom aloca o sumă pentru lansarea proiectării și execuției. După aceea ne reîntâlnim la Botoșan, la aceeași masă cu presa, și sunt curios să văd ce mai spuneți atunci. Referitor la partea de întreținere, domnul Raicu, ce avem? Cobor asfaltic? Ce avem acolo? Da, avem 63 de kilometri cobor asfaltic de la Bădărâi la, la Manuleața. Care vor intra imediat. Pentru anul acesta. E ok sau? Ok, eu, dacă sunt întâmplă, eu să-mi cer scuze public, nu e nicio problemă. Vă spun sincer că... Haideți să vă spun, eu nu vreau să vă cer scuze. Dacă sunt eu de înjurat zilnic, eu sunt mulțumit pe bună dreptate. Vin la viitoare, vin la dumneavoastră și bem o cafea, dar vreau mai să vă mulțumim. Nu mai am o supără, dar vă spun la câte lucruri am auzit zilnic de mine și câte am auzit și în perioada după ce am fost nominalizat pentru funcția de discutere, țin că nici eu nu știu atât de multe lucruri despre mine. Dar o să vedeți ce vă spun acum, o să fie și realitate. Ministru, eu nu am fost ironic, vă spun sincer că am auzit când au de la cineva, că veniți la Moldova să inaugurați un metru de autostradă. Eu n-am spus lucrul ăsta. Eu am spus în modul ce se întâmplă într-adevăr la Ștefănești. Eu pot să înțeleg supraia oamenilor și pot să înțeleg și demersul. Spuneți-mă două secunde. Pot să înțeleg și supraia celor din Suceava și a tuturor. Și eu, tocmai de asta, am spus că îmi voi dedica mandatul pentru elaborarea de noi proiecte, să văd cum se desfășoară întreținerea care trebuie să o facem în județe și totodată să finalizăm și pe mine am propus. Fiecare om e liber să facă ce vrea. Și e dreptul fiecare să protesteze, dar să protesteze într-un mod pașnic, fără să aducă jignii și fără să aducă injurii vis-a-vis de alte persoane. Eu vă spun atâta. Știu că prietenul dumneavoastră bun, care și poate cum e Consiliul Transportul, ar fi fost normal să voteze bugetul, dacă ține atentul la județul Botoșan. Eu mă voi zbate ca proiectele pe care le-am amintit aici să prindă contul și să devină realitate. Asta vă face. Eu mă amintesc în 2017, după ce mi-am încheiat mandatul de ministru, după presiunile extraordinare de mari pe care le-am avut și am decis să mă refer în acea funcție, am fost la o ședință la Ministerul Transporturilor cu nouul ministru din acea vreme, Felix Stoie, și am fost toată comisia. Și deputatul dumneavoastră de Botoșan spunea, tu nu ați alocat niciun bani pentru Botoșan în 2017, în care eu o să îi spun domnului Laicu, poate face public să vadă câți bani s-au alocat pentru județul Botoșani pe partea de întreținere și toate măsurile care s-au luat. Pentru că acești domni care vedeți aici în stânga mea, nu mă refer la parlamentari, așa veneau în formulă, bine, mai era un parlamentar înainte, veneau în formulă de 6 la mine la minister și îmi spuneau Botoșani trebuie frumos, Botoșani trebuie post. În timp ce alții doar contestau de pe margine și spuneau nouă că nu știu să facem proiecte, oamenii ăștia se zbăteau. Cred că asta trebuie să înțelegem toți din politică. Nu să venim și să spunem că am venit să inaugurez un metru, un kilometru sau 10 kilometri. Eu cred că dacă mergem în ritmul ăsta, țara asta poate avea o dezvoltare normală și putem și coabita, indiferent de apartenența politică. Nu